Guvernul României a acordat titulatura de muzeu de importanță națională Muzeului Bucovinei. Președintele Gheorghe Flutur a făcut câteva precizări despre această titulatură. Despre Muzeul Național al Bucovinei, recunoașterea lui ca muzeu național. Era ceva firesc după ce acum 2 ani în urmă Bruxelles recunoștea și dădea destinație turistică de excelență Sucevei datorită muzeului și cetății în primul rând, deci am avut o recunoaștere internațională pentru eforturi, a venit și Guvernul României să certifice rolul acestui muzeu și cetății de scaun, pentru că s-au făcut niște investiții și era ceva natural. Noi am solicitat, ne-am simțit îndreptățiți cu argumente foarte clare, uitați-vă la numărul de turiști, bate la 300.000 de turiști care ne calcă anual pragul la cetate după modernizare și muzeu. Șeful administrației județene a declarat că își dorește ca această titulatură să aducă muzeului și proiecte de dezvoltare. Aș vrea să nu rămânem cu titulatura de muzeu național așa cum avem stațiuni turistice de interes local și atât. Adică să poți beneficia de ceva, să fii eligibil pe niște proiecte guvernamentale sau niște punctaje în plus într-un ghid la proiecte europene și atunci da. Că dacă Pojorâta sau Sucevița este stațiune turistică și pui o tablă la intrare și atât și n-ai niciun alt fel de avantaj, mie mi se pare doar o acțiune de imagine. Adică aș vrea să simțim această chestiune că e muzeu național și că face cinste României, este din panoplia națională. Putem oricând să reprezentăm aici cu o vizită de stat, de demnitari, să vină ca orice vedea la Muzeul Bucovinei, dar să fim și eligibili pe niște finanțări, pentru că, uitați-vă, Muzeul Bucovinei și-ar dori să se extindă cu Muzeul de Artă, unde noi avem spațiu și vrem să depozităm foarte multe lucrări de artă. Sau Muzeul Bucovinei are în vedere extinderea cu Muzeul de la Siret, istoria evreilor din Bucovina la Siret. Deci acestea sunt puncte pe care noi le dorim să fie ținute seama de guvern sau de guvernele care vin, să fim finanțați.